Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe 31 decembrie 2020. O zi caldă, fără zăpadă, zici că suntem undeva în luna martie. Și dacă tot sunt atâtea secrete pe acest YouTube, pe apicultor, cum ar secrete, fac și eu un secret aici, dar nu din ăla secretizat, ci din ăla public. Înainte de a începe, vedeți, este o harababură totală în stupină. Am desfăcut stupii. Îi aerisesc un pic. Și totodată Albina va simți temperatura exterioară. Am colonii puse la iernat de toate felurile. Dar cea mai așa inacceptabilă de către apicultorii profesioniști este iernarea pe o singură ramă în exterior. Da? Iată aici. Aici avem o singură ramă de albină. Am consumat cam jumătate de ramă de mâncare și în februarie o să-i aduc o ramă încălzită cu mâncare lângă el. Dar până atunci va sta pe o singură ramă, așa? Vedeți ce frumos poate să ierneze și pe o singură ramă. Nu e nicio problemă. Bun, dacă tot suntem la o singură ramă, haideți să vă arăt și din ea care se tot face reclamă. Stup nestrâns, da? Adică colonie de albine care n-a fost strânsă cu diafragmă. Eu această colonie am lăsat așa cum a vrut ea să facă. Ea este pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 rame. Și unde s-a format ghemul? Aici, în această zonă, cam pe 6 intervale. Bun. Aceasta este o colonie mai frumoasă. Acum mergem la o altă colonie care este totuși e strânsă, ea a fost pe 12 rame și acum iernează pe 7. Este aici. Albina e jos. 3, 7 rame. Cam astea sunt și avem și cea mai infectată colonie cu varroa. Și cea mai infectată, asta va mai scădea față de celelalte, fiindcă n-are cum să crească. 50% din albină a fost înțăpată, așa că va scădea. Va rămâne undeva pe 3 rame în februarie. Bun, mergem la colonie care iernează 2 în 1. 2 în 1. Iată, aici avem 2 în 1. 3 pe 3. Aici 3 rame, aici 3 rame. Și el se va dezvolta foarte bine. N-a fost tratat cu cu ulei esențial, n-a fost administrat. Și arată destul de binișor. El a fost luat, să zicem așa, pentru... Aici sunt regine bătrâne. Au 2 ani, 3 ani reginele. Și au fost ținute pentru a face regină. Bun. Hai să mergem la un roi, la un roi natural. Aici avem un roi natural. Iată. Și el e plin cu albină, din cap în cap. E foarte frumos. E matcă de roire. Arată binișor. Aici avem măci tinere, obținute prin transvazare. Este un ghem enorm. E ghemul din față, cam așa. E mare această colonie, foarte mare. O altă colonie tot la fel de măricică. Tot așa, numai că am strâns-o un pic mai tare. Bun. Aici avem roișori cu măci tinere,
diferite stări, 4-5 rame. Și aici la fel, mai avem și pe 3. Aici avem o matcă de prăsilă. Aceasta este o matcă neagră. Aceasta este carpatină pură. Nu are albină din aia roșcată. Tot am văzut la anumiți apicultori că se dorește o albină curată. Iată, aceasta este una curată. Se poate obține regină foarte bună. Deci aceasta este de prăsilă pentru măcili negre sau carpatine, dar oricum e curcitură. Aici în această ladă, până în octombrie a fost cea mai puternică colonie din stupină. În octombrie a murit. Acesta a avut o infestare enormă cu varoa. Și a fost o matcă roșie și a dispărut. Aici avem un roi negru. Măci roșii am, le țin ca să mai fac de prăsilă, dar necesită un tratament special. Bine, în partea din față aici avem roi, dar aici e mai umbrită zona. Și aici avem mătcuțe tinere. Și tot așa ghemuri foarte frumoase. Ia, asta s-a mai... Era jos, e dita mai ghemul, e enorm. Singura problemă cu ele o să le am că eu nu mai am lăzi. Și va trebui să le țin sub control, să nu se dezvolte mai mult decât e lada. Asta va fi o problemă, fiindcă și vânde, dar cine le cumpără? Sunt sute de familii de vânzare și degeaba nu poți să le dai. Așa că mi-am făcut planul pentru anul ăsta cred că nu fac nici regină, dar vom vedea, încă nu știu ce va fi anul acesta care vine. Încă suntem în 2020. Iată și aceasta este o colonie foarte frumoasă. Tot așa, e mărice. Mai țin o oră, două deschise lăzile, le fac aerisire. Trebuie să le fac aerisirea un pic. Se mai zvântă stupii și dacă vine vreo lună de frig, sunt aerisiți un pic cum ar veni. Iată și împachetajul. Aici albina stă jos. Stă foarte jos albina aici. Nu o văd. Iată aici un alt roi, tot natural, e tot matcă de roire. Și săracul aici, stupul ăsta care mă nemulțumește în continuare. Din fericire, n-am mai făcut mucegai așa mult, dar nu e, fără aerisire nu face treabă, îi trebuie aerisire în capac. De data aceasta am făcut aerisire pe fundulezi. E un stup, nu știu. Atât am urmărit firmele lui domnul Midrigan că nu înțeleg nimica. Nu înțeleg din ladă, adică unde e aerul în lada aceasta, unde își face albina aerisirea. Bun, cam atât. Ce să vă zic, la mulți ani și să ajungem în primăvară cu bine. Și noi și albinele, asta suntem. Bine, până data viitoare, numai bine.